bună ziua! Încă sună, încă sună. Alo, salutare, bună ziua! Ești în direct, Doamne Dumnezeule! Nu, cu Ben de Instructor, Ben Le Patron. Nu știu dacă ești același cu care am vorbit ieri. Ăla cu vlogul! Exact! Da, se întâmplă! Da, mi-a plăcut foarte tare, a fost una dintre cele mai faine zile pentru mine de la festival de aici. Și a fost așa mai pe chill, că nu, știu tu că eu nu beau și așa, dar tot m-am trezit așa un picuț obosit, dar foarte fain a fost. Nu beau de 9 ani. O zis Dumnezeu că îs puțin neputernic dacă nu beau de 9 ani. Am zis pe vlog să audă lumea, dar nu tocmai că asta e puterea, că pot, dar nu vreau. Nu am căzut în ispită? Exact. Cum anume? Nu, nici din alea. M-a întrebat dacă bag din alea nasoale. Și i-a zis că nu bag, că voi oricum mă știți că nu beau. Deci îți treaz de 9 ani. Deci sunt un băiat exemplar și aș prefera, dacă e posibil, să îmi păstrez și mie loc acolo la lojă. Doamne ajută și muntele Aptos, că mă tot duc și de fiecare dată când beau apă sper că e apă de aia tămăduitoare. Mulțumesc tare mult de urări. Voiam numai să te întreb de dorința mea cu 1.000.000 de subscriberi sau de ceva oare? Îi pe drum, o zis că e pe drum. Super. Mulțumesc tare mult. Mersi tare mult de experiență, grijă de voi și să ne auzim cu bine la anul. Doamne ajută! No, fraților, am vorbit și cu Dumnezeu. Mi-am făcut de tot, mă că mă dau din coace, că cred că vor oameni să se bage și să nu cu spațiu aici așa de ampixul. Că scaun, cred că scaun clovn, cred că tot festivalul se uită la mine ca la felul 4, dar e ok. No, deci s-o mirat Domnul Dumnezeu că eu, cum mă știți voi, treaz legat de 1.000.000 de subscriberi, că am vorbit ieri cu el. Asta e partea bună, că cred că e cineva care e pătura de zi și cineva care e pătura de noapte. E ca și cum eu le-am descoperit acum pe Moș Crăciun, cum ar veni. Ediția de vară. No, cam asta e povestea mea cu Dumnezeu. M-a întrebat de cum m-am distrat pe aici așa. Drept e că era fost așa mai pe cileală, mai... Nu să prea văd multe chestii, că am fost mai relaxat, așa am trăit mai mult prezentul. Și, cam asta a fost a doua zi de festival. Mâine urmează să mergem la lucru, dar, în fine, ne rezumăm la ce s-a întâmplat pe aici. De moment, că oricum viața e lungă și mai revenim. Cred că e cam gata discuția cu Dumnezeu. Le mulțumesc pe calea asta celor de la Electric Castle că au făcut chestia asta. Și, să ne auzim cu bine la discuția de peste un an. Doamne ajută!